Bine ați venit în bucătăria lui Adi Jo! Astăzi pregătim friptură de porc la cuptor, cu sos de roșii și usturoi și avem nevoie de 1 kg de carne de porc, 100 ml sos de roșii, o căpățână mare de usturoi, 100 ml ulei, 150 ml apă, sare și piper după gust. Avem usturoiul pisat, putem obține asta cu ajutorul unei prese de usturoi sau dându-l pe răzătoarea mică. Și vom începe prin a pune un praf de sare peste usturoi, puțin ulei și amestecăm totul. După care adăugăm treptat restul de ulei. Acum adăugăm sosul de roșii. Acesta poate fi înlocuit cu bulion sau roșii tocate. Adăugăm și apa. Și avem sosul pregătit. Urmează să punem jumătate din acesta în tava pe care o vom folosi, după care așezăm carnea. Eu am 600 de grame de ceafă și 400 de cotlet fără os. Urmează să condimentăm carnea cu sare și piper. După care o întoarcem. Și o condimentăm și pe această parte. Turnăm sosul rămas. După care acoperim tava cu folie de aluminiu sau cu un capac. Și o băgăm în cuptorul preîncins la 200 de grade pentru o oră, după care îndepărtăm folia. Coborâm temperatura la 180 de grade și lăsăm carnea pentru încă 15 minute. Friptura noastră este gata. Aceasta se poate servi cu garnitura preferată. Este foarte fragedă și aromată și sper că veți încerca această rețetă. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete. Și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!